Salutare jucăminilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră de roleplay Horea Mitoc. Ei bine jucăminilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga în forță să apăsați acolo butonul de subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi încă nu sunteți abonați și dacă aveți vreo nelămurire sau vreo problemă, nu ezitați să lăsați un mesaj și un follow la pagina de Instagram din stânga jos, pentru că acolo se încerc să vă răspund tuturor. Așa că haideți în forță și noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jupănilor, suntem cu Breco de data asta aici la magazin. M-am oprit să iau și eu un don cu apă. Și după cum puteți vedea, plouă afară, într-adevăr. Și ia ghiciți cine m-a sunat pe mine. Ia să băgăm în viteză mai întâi și eu zic să lăsați un mare, mare like înainte să vă povestesc. Ei bine, domn primar a rămas împotmolit cu tractorul, cu un UTB de fapt, pe când mai bine zis. A rămas împotmolit fix pe vremea asta, vremea asta nasoală rău de tot. Și m-a rugat să vin eu de îndată să-l scot, că n-ați mai aproape și nu prea are acum pe nimeni, pe acolo pe la fermă la el. Și m-a rugat frumos să vin să-l scot. Așa că o să mergem, cred că, cu case-ul cel mai bine, pentru că a zis că el deja are un cârlic de acolo de tractare. Și până la urma urmei o să mergem, bineînțeles, să-l ajutăm, că până la urma urmei, na, mai una, mai alta, mai, cum să zic eu așa, mai ne... Ne facem și noi relații, să zic așa, la primărie, mai una alta. Înțelegeți voi ce zic, cam pe unde bat. Și de aia mă duc să-l ajut și eu. Să oprim Brecu aici, nu știu de ce îmi vine mereu să-i zic papuc. Și să luăm, bineînțeles, case-ul ăsta șmecher rău de tot. Să-l băgăm pe acolo prin mocirile aia pe unde el are, domn primar, nu știu, pe zona aia pe unde are el tractorul împotmolit, habar n-am. Dar l-am găsit noi odată și odată. Hai să-l băgăm în viteză și să mergem direct cu case-ul ăsta șmecher rău de tot automat. Ăsta n-ai treabă cu el, mergi de crapă. Și să-l scoatem, bineînțeles, din prin noroiul cealaltă, căci că a venit și Nea Dănuț, e un om de acolo de la el. Da bine, Nea Dănuț nu se pricepe pe tractoare și de aia nici nu s-a băgat. Așa că o să mergem noi să-l ajutăm, să vedem care-i treaba, dacă putem să-l scoatem de acolo sau nu, din mocirla aia. Pentru că, da, e nașpa să rămâi blocat în mocirlă, să vedem cam pe unde se află și el. A zis că e în partea cealaltă, unde am arat noi odată o parcelă. Am în vedea dacă e chiar acolo sau mă înșel eu, pentru că, da, acum pe vremea asta l-a apucat și pe el să se bage la Arad, cam nasol, într-adevăr, cam nasol pe vremea asta să te bagi la Arad, da, este, până la urmă urmei, dacă n-a avut încotro, ce să-i fac? Și dacă are bara de tractare, o bară, un cârlic de tractare acolo, ar fi super, pentru că îl tragem direct cu case-ul. Eu zic că cu case-ul avem forță să tragem un UTB, că a zis că s-a dus cu un trapez la ăsta, cum îi spune, s-a dus cu un trapez la Arad. Și vă dați seama, acum să vedem ce are. Cred că are păpușoi ăștia care i-au mai rămas ofiliți de anul trecut, că pe baza lui s-au ofiliți să-mi bat piciorul tot păpușoi, tot porumbul pe care l-au avut. Ia să vedem, noi îl găsim pe aici pe undeva. Uite, aici e parcela noastră și să vedem mai în față ar trebui să fie a lui. Vom vedea dacă îl găsim sau nu. Ia, pe aici, pe acolo, ia să vedem noi pe unde o fi el, mă. Pe unde naiba s-a băgat el cu tractorul, că nu-mi dau seama, ia. Poate îl zărim pe aici. Hai că îl zărim, dacă e aici e bucata noastră, pe acolo nu-i. Ia să vedem, mă, pe unde naiba mă o fi? Prin partea aia altă, pe unde... Stai că văd acolo ceva, parcă, sau nu, mi s-a părut. Unde naiba o fi, mă, nea? Uite-l, mă, acolo, mă! Hai, mă, că el e, mă, acolo, gata, l-am observat. Hai că o luăm, hai că o luăm pe aici, ce mama naibii să faci, că nu mai... N-ai pe unde să o iei în altă parte, ia uite cât am mocirla. Deci uitați-vă cât am mocirla, tată. Ia să pornim un pic farurile. Mamă, frate, da, e destul de mare mocirla pe aici, într-adevăr, ia uitați. Pe vremea asta să te bagi la araci cu TB-ul e jale mare. Ia uite-l pe domn primar. Săracul a rămas împotmolit cu tractorul cu tot. Uite și Nea Dănuț. Mamă, frate, stai să-mi scot un pic tractorul de aici, că e jale cu el. Hai să vedem, să trăiești, Nea Dănuț. Noroc. Ia uite, să trăiești, vrem, domn primar. Păi, ai te băgat și matale aici la Arad ca pentru toată treaba. N-ai, te-ai împotmolit rău de tot. Ce dracu să fac? Acum să tractez cu bara de pe Logan. Da, păi iau bara, hai că am observat-o acolo. O iau și încerc să te trag, ce să mai? Să vedem dacă merge tractat acum. Ei, îl scoatem de lângă mama lui, hai că rezolvi imediat. A, să vedem, jupânilor, să luăm bara asta de aici de sus, de pe Logan. A adus-o pe capotă, nea. Ia să vedem cum facem în felul următor. O lăsăm aici,
Să ne urcăm în UTB să vedem. Nu merge deloc, mă, ia să-l băgăm în viteză. Nu înaintează absolut deloc. A, păi înaintează o laie și o bălaie. Hai că înaintează de toți banii. Tu-i mama măsii de treabă. Ia să facem în felul următor atunci. O să decuplăm, stai așa. Stai așa că nu l-am decuplat de aici. Ia să vedem acum. Decuplăm plugul și îl mutăm dracului mai în dreapta, mai undeva, că nici nu știu. Că și ăsta e greu în dragi, fiți atenți. Ia, opa, așa, ușor, dacă l-am putea hâțâna încolo. Hai, 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 ușor cu toată forța. Mamă, mamă, dar greu mai e. Stai să-l tragem, să-l tragem de aici. Atât, încă un pic. Poate putem să-l tragem mai încoace, să ne putem face și noi activitatea. Atâta, gata, e cred că de ajuns. Hai că-l mai tragem un pic. Atâta, bun. Hai acum să vedem cum facem cu bara asta de tractare. Că e jale și cu asta. Ia să vedem. Ne băgăm aici cu spatele. Ia, putem să o cuplăm la tractor? Cred că putem aici. Nu? Ia. Putem să o cuplăm sau nu? N-au invers, cred că ar trebui cuplată. Ia să vedem noi. Cred că ceva de genul. Gata. Hai că am cuplat-o aici. Acum ar trebui să-i dăm noi cu spatele. Cu case-ul, bineînțeles, că altfel nu prea avem cum. Ia să vedem. Acum să facem în felul următor. Ne dăm aici cu spatele de tot. Și ia să vedem cum cuplăm și noi aici treaba asta la altă. Stai, nu m-am dat prea în spate. Trebuie să mă dau un pic mai în față că nu mai ajunge capătul de la bară. Hai să ne dăm jos. Să punem aici treaba asta la altă. Și acum putem să-i dăm cu spatele mai mult. Ia, un pic, un pic, un pic de tot și gata. Hai, gata, tata, hai că l-am cuplat cu totul. Mama mia, fii atent și noi. Fii atent și tu ce avem noi aici de tras. Ia să băgăm noi tractorul în viteză, bine. Țineți-vă bine că avem de tras aici. Hai, hai, hai. Ușim mai să tragem cu case-ul. Hai, 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 ușor, ușor, ușor. Hai că reușim noi. Ceva, ceva aici. Ia uite-l, tate. Hai, mă, că e nărăvat și el așa, dar vă cu ea. Stai așa că îl tragem de toți banii. Hai, 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 un pic, un pic, un pic, un pic. Hai, hai, tată, gata. Hai, mă, că l-am tras lejer, mă, cu case-ul ăsta. E bun case-ul, ce-ai pățit? Ia uite, l-am tras, l-am agățat de acolo și l-am tras cu totul. Mamă, acum mai bagă-te tata la Arad, Brenea și... și domn primar ăsta, dacă nu... zici că are minte de copil acum. Hai să-i punem înapoi bara de tractare, că nu, eu n-am ce face cu ea. Băi, s-o împotmoli bine de tot, nu ca așa. Dar aia este, ce să faci până la urma urmei, riscul meserie, sau cum se mai zice. Să-i punem bara înapoi, acum să... luăm plugul de acolo, să-l scoatem și pe ăla, bineînțeles. Ia, îl băgăm în viteză, în marșalier de fapt, și să vedem să-i scoatem plugul, după cum am și zis. Stai să nu mă bag eu aici, am bucat asta la altă, că iarăși nu-i bine. Ia uite, mă bag cu spatele și luăm plugul de acolo din bucată, ca să fie totul bine. Stai, nici chiar așa, trebuie să mă bag un pic mai la stânga. Ia uite, gata, hai că e numai bine. Îl cuplăm, îl ridicăm și hai, tată, îl băgăm în viteză să-l scoatem. Uite, abia cu case-ul scoatem. Apoi cu TB-ul era greu de scos, într-adevăr. Ia să-l lăsăm jos, îl decuplăm și gata, de aici cred că poate să-și rezolve și domn primar singur problema, că eu l-am ajutat cât am putut. Bre, domn primar, mulțumesc frumos. Nu-i problemă, nu-i problemă. Ai grijă și matales, nu te mai bași pe ploaie așa mare la Arad, că uite cum e. Bine, bine, salutări. Hai, te-am salutat, noroc. Hai, jupăinilor, că l-am ajutat și pe domn primar. Acum, hai că i-am decuplat aici plugul, să-l băgăm în viteză și tractorul nostru și să mergem direct înapoi acasă. Aute, o luăm prin mocirlă, că noi ne permitem cu case-ul. Ia uitați-l, merge ăsta de n-are aer, fiți atenți și voi. Merge bine, bine de tot case-ul prin mocirlă față de cum merge UTB-ul ăla. Ați văzut că s-a împotmolit cu totul. Ați văzut, era vai mama lui. În fine, nu mai contează, acum bine că l-am ajutat să-l pun înapoi, să-l pun înapoi pe pământ, bineînțeles, ca să poată să se ducă și el acasă. Și asta este, mi-am murdărit și eu tractorul, trebuie să-l spăl când o fi, dar când o fi o să fie. Bineînțeles că o să-l spăl când... Vreau să-mi iau un jet, mă, asta vreau să fac. Vreau să-mi iau un jet de la special. E vreo 1000 de euro și ăla, dar ar fi bun pentru la noi în fermă aici, că face o grămadă de treburi cu el. Și ce să mai zic, asta e treaba. Asta e treaba jupânilor, până la urma urmei. Bine că l-am ajutat pe om să-și...
să-și facă treaba. L-am ajutat acum să poate să se ducă liniștit acasă, să nu se mai chinuie acum cu Aratul pe vremea asta. Cum dracu să te bagi, mă, pe vremea asta la Arat? Ziceți și voi dacă nu. Bine, și eu cred că dacă eram locul lui și aveam treabă multă, mă păgam și eu. Dar, na, până la urmă, urmei asta este. Și el n-are minte, dar ce să-i faci până la urmă? Asta e. Cred că mâine o să mă duc la pădure, s-ar putea să mă duc cu un tractor de-al lui. Nu știu, să văd, dar cred că o să-l bag la treabă și pe Nea Cătălin, că de vreo două zile n-am mai avut treabă cu el. Bine, na, el muncește când și când pe la mine, vă dați seama. Dar o să-l angajez până la urmă, o să-l angajez cu, da, cu acte în regulă, nu o să mai fie problemă, dar o să văd eu. Mai am de treabă acum momentan și nu vreau să mă complic, dar o să-l angajez și pe el cu acte în regulă până la un moment dat, că trebuie, e nevoie, vă dați seama, că nu pot să-l las așa pe om. Da, să-l băgăm în viteză și să vedem, să-l parcăm și pe ăsta, să-i oprim farurile, mă, că nu știu de ce le-am deschis. Doar n-am acum farurile de ceață. Nu-i ceață acum, ca să am farurile de ceață pornite. Ata, să lăsăm case-ul aici. Hai, mă, că s-a mai scuturat un pic de noroi, nu? Parcă, zic eu așa o idee. Și da, trebuie să mă duc, băi, și la magazin. Am uitat să cumpăr niște fructe, legume. Iau, eu cred că Passatul și mă duc cu Passatul în ba piciorul. Passatul, hai, mă, că mă duc cu Passatul până la urmă, urme că n-am mai scos Passatul de ceva timp. Să-l băgăm în viteză și să mergem direct la magazin, că mai mi-a una alta, în seara asta nu știu ce treabă mai fac eu, că cam plouă destul de tare, eu care am zis că vreau să mă duc să crăb niște lemne la un nene aici, dar să văd dacă se mai domolește ploaia, mă mai duc, că dacă așa pe ploaie, cine dracu se duce să crape lemne pe ploaia asta? Ba, picior, unele lemne până la urmă, mă voi duce mâine dacă nu, dar, na, am zis că fac multe azi, dar uite, ploaia asta n-am avut cum. Dar, na, ce să mai... Mă duc și eu la magazin acum, îmi iau niște bucate, că vreau să-mi fac și eu o mâncare acolo. Și, na, sper că v-a plăcut episodul. Nu ezitați să lăsați acolo un mare, mare like, bineînțeles, un subscribe, să ne strângem peste 30.000 de jupâni. Pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.